Bine v-am găsit pe IT Assistant .org. Numele meu este Mihai Ștefano și astăzi începem o serie de videouri dedicate secretelor din Windows 7. Primul secret asupra căruia ne vom opri este deschiderea mai multor instanțe de Windows Explorer. După cum știți, Windows Explorer are procesul său în Task Manager denumit Explorer.exe. Ei bine, să știți că se pot deschide mai multe procese Explorer.exe. Cum facem acest lucru? Mergem pe iconița de la Computer și când suntem cu mouse-ul pe această iconiță, apăsăm tasta Shift și apoi click dreapta. Open in New Process. Și veți observa în Task Manager că există un proces Explorer, stați că-l pierd, de 34 de mega, este cel cu care a pornit Windows-ul. Și mai avem un Explorer de 9 mega. Sunt două procese Windows Explorer. Ei bine, dacă acest truc nu vi s-a părut interesant, mai am unul pentru voi. De câte ori nu ați vrut să vă calibrați monitoarele? Ați folosit tot felul de tool-uri, tot felul de aplicații, jmecherii, mă rog. Ei bine, pentru cei care nu știați, și Windows 7 are o astfel de aplicație, tot ce trebuie să faceți este să mergeți în Start și să scrieți DCC W și să apăsați Enter. Aceasta este aplicația de calibrare din Windows 7 care se numește Display Color Calibration. Eu nu prea le-am calibrarea monitorilor, așa că vă voi lăsa pe voi, pe cei dintre voi care vă pricepeți. Aici se oprește tutorialul. Până data viitoare vă spun la revedere, vă mai aștept și cu alte secrete din Windows 7, sper eu, la fel de interesante. La revedere, zi frumoasă!